Salutare, prieteni, bine ați venit la Ghici Ciupercă Cei, partea a doua, sezonul 2, episodul 2. Episodul 2, cred că ar fi cel mai bine spus. Episodul 2 la Ghici Ciupercă Cei. Am găsit această ciupercuță de copac. Este pe un... nu iar țar, habar n-am ce e ăsta. Suntem toamna, pe la jumătatea lunii octombrie. Și... octombrie sau noiembrie? Octombrie. Octombrie. Cam așa arată, este maronie pe dedesubt, are lamele, camera nu vrea să focalizeze, nu am găsit viermi, asta este puțin mai bătrână, astea de sus par a fi puțin mai tinere, dar se vede că și ele sunt mai bătrânele. Ăsta e copacul, nu este un copac mort, deci cresc pe un copac viu, probabil e un fel, deși, dacă mă uit cu atenție, vedeți aici este scoarță moartă, sau partea asta este moartă, și înglobată în copac. Ok, acesta este primul challenge. Ne vedem și cu următoarele, dacă o să mai găsesc ceva. Am găsit a doua ciupercuță pentru Ghici Ciupercă Cei. V-am spus, suntem toamna, suntem în aceeași zi. Cam așa arată. Sunt destul de urâte. Urme de viermi. Nu miroase rău, deși aceea era destul de bătrână, ia uitați, asta este mult mai mare. Și asta are în mijloc urme de viermi. Deci pare a fi comestibilă, sincer nu știu cu ce s-o asemăn. Hai să vedem dacă găsim ceva mai tânăr. Nu știu, hai să vedem asta poate. Da, asta este tânără. Suntem pe malul prutului. Nu știu, să zicem la 10 metri de prut, nu știu cât influențează chestia asta. Da, astea sunt ciupercuțele, sunt în linie, ia uitați câte sunt. Sper că le vedeți printre frunze, asta e ultima. Da, să vedem, nu mai este niciuna mai încolo. Da, cam astea sunt, cine știe ce e această ciupercuță, să nu ezite să ne spună și nouă. Salutare, prieteni, iată că am găsit și a treia ciupercuță pentru Ghici Ciupercă Cei. Cody mi-a lins display-ul. Da, pleacă Cody. Aceasta este. Este o ciupercuță foarte tare și pare a fi goală în interior. Hai să vedem. Deci, nu știu la cum arată. Pare a fi un fel de trufă, dar este prea... cum arată în interior, nu? Sau nu, pare a fi cărbune, să vedem, să vă spun și cum miroase, miroase ciupercuță, nu miroase urât, deci nu are textură de trufă, cam așa arată, uitați, sunt mult mai multe, cine știe ce e cu aceste ciupercuțe, să ne lase jos comentariu. Aceasta a fost ciupercuța numărul 3. Haideți să mergem mai departe. Am găsit ciupercuța numărul 3 și mai tânără. Să vedem dacă o putem vedea. Mai sunt și alte ciuperci pe aici. Cam așa arată. Ia uitați. Are un fel de praf în interior. Wow. Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Sau poate am văzut, dar nu mi-am dat seama. Da, cam asta este. Are un praf... nu știu cum să descriu culoarea. Gri spre mov, să zicem așa. Și parcă țin minte că... uitați aici. Vedeți, parcă este cărbune în interior. Da. Aceasta este, nu știu cum se înmulțește, cum își împrăștie sporii. Parcă țin minte că am văzut și roșie. Această ciupercuță, dar nu garantez, așa că dacă o să găsesc, o să vă arăt și roșie. A patra ciupercuță la Ghici Ciupercă Cei. Asta e o ciupercuță din care n-am mai văzut niciodată, cred. Ia să vedem. Trebuie să pun pe jos ca să poată focaliza. Dar cred că am mai prezentat-o la... aceasta este matură, cred că am mai prezentat-o în Ghici Ciupercă Cei anterior, nu mai știu ce număr era, din câte știu, nu are viermi, nu, da, asta este ciupercuța numărul
4, cred. Am ajuns și la ciupercuța numărul 5. Nu cred că am prezentat la trecută. Cățelul meu nu știu de ce este așa de iubăreț de această dată. Trebuie să mă urc peste el ca să vi le arăt. Cam așa arată. Avem aici în mai multe stări de dezvoltare. Ups, am găsit o căpușă. La cățel. Ia uitați căpușa. Frumoasă. Cody. Trebuie să o strivesc că nu vreau să lase ouă și să se umple pădurea de căpușe. Da, așa arată, deci aveți șansa să vedeți și o căpușă scârboasă. Ar trebui să fac, cred că, și un filmuleț despre asta. Ok, acestea sunt următoarele ciupercuțele, ciupercuța numărul 5. Nu cred că este bună, cresc pe copaci. Nu miroase chiar foarte rău. Ok, acesta a fost ghiciupercă cei de a doilea episod. Cine știe să lase în descriere. Dacă o să adun vreo 100 de vizualizări și o să văd că nimeni nu știe, o să vă spun eu în descriere exact care sunt toate ciupercile, așa voi face și partea cealaltă. Ok, prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați de subscribe și de abonare. Ciao!